Cel puțin 51 de oameni au murit în urma inundațiilor care au afectat sudul și estul Spaniei. Alte 6 persoane sunt date dispărute. Este ultimul bilanț anunțat de Garda Civilă Spaniolă, dar numărul de victime ar putea fi mult mai mare, întrucât multe localități sunt practic rupte de restul lumii. Guvernul de la Madrid a înființat un comitet de criză pentru a evalua situația și pagubele produse. În plus, meteorologii spun că provincia Valencia va continua să fie sub alertă de condiții extreme. Furtuna și ploile torențiale care nu contenesc au produs un adevărat dezastru în Spania. Râurile au ieșit din maluri, iar viitura spulberă totul în calea sa. Furtuna a ajuns în Spania la sfârșitul săptămânii, dar meteorologii au avertizat că cele mai severe condiții încă urmează. În regiunea Valencia și în unele părți din Andaluzia a fost declarat cod roșu. Mai multe drumuri au fost închise în ambele regiuni din cauza inundațiilor. Se așteaptă ca Valencia să fie cea mai afectată de furtună, cu prognoze de peste 90 de litri pe metru pătrat de ploaie în mai puțin de o oră, dar ar putea fi și de 180 de litri pe metru pătrat în 12 ore. Școlile, tribunalele și alte servicii esențiale și-au suspendat activitatea în mai multe orașe din regiune. În Andaluzia, în El Jido, un oraș mediteranean cunoscut pentru serele sale întinse, o furtună cu grindină a spart sute de parbrize de mașini, a inundat străzile și a deteriorat infrastructura serelor. În Alora, tot în Andaluzia, au căzut peste 160 de litri pe metru pătrat de precipitații. Râurile s-au revărsat, iar 10 de persoane au avut nevoie de ajutor. Serviciile de urgență au salvat 10 de persoane, unele cu elicopterul. Totodată, potrivit autorităților, mai multe persoane sunt date dispărute. Nu putem da numărul concret de victime în acest moment. Este imposibil să confirmăm vreo cifră cu o certitudine totală și, prin urmare, vom face acest lucru în următoarele câteva ore. Practic toate drumurile principale au fost blocate și cele secundare de asemenea. Nu ieșiți din case și asta nu e o simplă recomandare. Este o necesitate pentru a garanta securitatea persoanelor care pot fi blocate pe drum, acelor care trebuie să meargă să salveze alte persoane din localitățile la care nu au reușit încă să ajungă. Peste 30 de zboruri care trebuiau să aterizeze sau să decoleze de pe aeroportul din Valencia au fost deviate către alte orașe sau anulate din cauza ploii abundente și a vântului puternic. A fost suspendată și circulația trenurilor de mare viteză între Madrid și portul estic Valencia. Un tren cu 276 de pasageri a deraiat în Andaluzia. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Ploile intense sunt atribuite unui fenomen cunoscut sub numele de gota fria sau picătura rece, care apare atunci când aerul rece se deplasează deasupra apelor calde ale Mării Mediterane.